Bun găsit, stimați telespectatori, suntem la Puterea Exemplului, emisiune care este difuzată doar la Nord-Vest TV. De această dată ne-am deplasat la familia Hetei și chiar împreună cu domnul Hetei ne-am ridicat aici la Vița de Vie, unde e în plină desfășurare culesul strugurilor. Domnule Hetei, bine v-am regăsit! Bine ați venit din nou la noi, să ne vedeți ce mai facem. Mi-am propus să venim, știam că mai avem de, că mai aveți de cules, până când nu vedem cum decurg lucrurile, n-o să, după aia nu mai are rost să asta venim. E deja ora adevărului. Ora adevărului. Unde suntem noi acum? Acum suntem la plantația viticolă Uihegi, așa zis Uihegi. Aici am 7 hectare de soiuri roșii, din care s-o cules deja Merlot, s-a cules, Pinot Noir s-o cules și acum culegem Sirahul, din care am 2 hectare. Producția se prezintă, este bună, deci cât am dorit, deci un 7-8 tone producție, strugurile sunt foarte sănătoși, procent de zahăr e mai puțin ca anul trecut, dar este foarte bun și acum peste 225 grame zahăr pe litru. Deci 225 zahăr grame, pe litru, pe da, de grame, dar anul trecut cât a fost? Aproape 235. 235? Și cu 3 săptămâni mai repede am cules anul trecut decât acum. Anul trecut a fost un pic mai cald sau cum? A fost mai cald, primăvara a fost mai călduroasă și s-a acumulat mai bine zaharul. Acum pentru telespectatorii noștri, pentru că am văzut cât de frumoși strugurii ciorchinii, până la urmă, cum ajunge așa producția asta să crească de bine și frumoasă? Deci aici au necesitat 8 stropiri care am efectuat și la timp să fie stropitul, că foarte mulți au greșit cu stropitul, nu au prins chiar momentul optim, datorită foarte multe ploi au fost în mai, iunie, iulie, și care nu au prins momentul, sunt care au pierdut până la 75-80% din producție. Bun, pe lângă asta, ce ați mai introdus? Pentru că văd că rândurile sunt foarte curate. Rândurile sunt curate, deci erbicid nu s-a folosit nici anul ăsta. Am discutat mai multe ori, deci cel puțin vreo 6-7 ori, deci închis, deschis sistemul și cu senzor, cu palpator, am plug care tot iar am deschis, iarăși am închis și așa s-a acoperit bulienul. Conform tehnologiei. Deci, mecanizat s-a lucrat numai și manual mai corectam unde era cazul. Ați introdus erbicide pentru ca să nu fie burea? Nu, fără erbicid. Fără erbicid? Fără erbicid și inclusiv cele 8 hectare care vrem să ne scrim la ecologic, acolo nu s-a folosit nici substanțe sistemice, numai sulf și cupru. Dacă vă înscrieți la ecologic, asta înseamnă în ce? Deci intrăm în monitorizare, vom fi supravegați, se recoltează probe de sol, probe din frunze, probe din fructe, probe de vin și abia după 3 ani, 4 ani vom primi atestatul de ecologic. Deci nu așa de simplu. Dar nu pe toată suprafața? Nu, nu, separat, asta merge complex separat toată. Ce cerințe înaintează cei de la acest sistem ecologic? Ecologic n-ai voie să folosești îngrășăminte chimice deloc. De fapt, nici pentru via aceasta n-am folosit, am folosit gunoi de la oi, care înseamnă 3-4 ani e asigurat mâncarea pentru vie, că și la ora asta verde frumos, deci la alții deja îngălbenite frunzele, aici încă am putea ține încă o lună și recolta de struguri dacă am vrea să facem cules târziu. Asta m-a mirat și pe mine. M-am uitat, zic, de parcă suntem în plină vară. Deci asta tot e verde. Când folosești îngrășăminte naturale, altfel mișcă și via. Și atât minim tratamente trebuie făcute și la timp și în rest merge. Aici unde suntem, unde ne aflăm noi,
a spus că aveți 8 hectare. Da. De la via cea nouă pe care mi-ați arătat-o. 8 hectare și asta e 7 hectare care au fost făcut cu reconversie în 2011, deci are 9 ani. Deja și deja producție am de 6 ani. Pe. La via, vița de via cea nouă de 8 hectare, ce ați făcut și când vă cam precipitat că veți avea aceeași recoltă? Bine, la ecologic, fiind în anul 3, deci nici nu se socotește producție, deși am avut cam 2 tone de struguri pe hectar. Deci e foarte bine. Ca la început? Da, ca la început. Deci avem vin care se poate deja degusta. La ora asta e deja aproape curat vinul, că s-a recoltat acum mai mult de o lună. Am observat că aveți și oameni aici la muncă, îs zilieri sau... Am angajat și zilier. Deci am vreo 6 angajați și vreo 5 zilieri. Deci 12-13 oameni lucră la cules, înseamnă că se poate culege zilnic un 6 tone, 6-7 tone pe zi, în funcție de soi de strugure. De aici... Și asta se prelucrează în ziua respectivă. Și acum aici la tehnologia vinului roșu se desciorchinează, se pune în căzi și se lasă la fermentat în căzi până când se termină fermentarea. Asta înseamnă în funcție de temperatură o săptămână sau 10 zile sau 12 zile. După care vine presat și gata vinul roșu. Asta e tehnologia vinului roșu. Bine, aici pe această suprafață, aveți mai multe tipuri de struguri. Deci am în parcela în care suntem, am Pinot Noir, am un soi 1 hectar, Merlot a fost 2 hectare, Syrah 2 hectare și am Cabernet Franc încă 2 hectare. Și atunci când merg de fapt la producție, se amestecă? Nu, fiecare se vinifică separat, se culege separat, se vinifică separat. O să mergem și acolo jos unde să face această procedură, dar vreau să vă întreb dacă producția de anul acesta, mi-a spus la început că e mai mică ca anul trecut, ceva a lipsit? Ceva mai... Anul, deci la soiul Syrah care recoltăm, nici n-am dorit producție mai mare, că asta e, avem vinul cel mai apreciat și cel mai recunoscut vina nostru și aici nici nu voie să faci producție mai mare de 7 tone, dacă vrei să ai vin de calitate premium. Deci numai, aici numai începe. Puțin. Deci, de la 5 până la 7, aici se discută la vinurile premium, că dacă faci 10-12 tone, aia nu mai vin de masă, simplu, aia e fără caracter. Bine, de pe această suprafață, ce vinuri veți produce? Pentru că deci, ați spus că sunt diferite soiuri. Numai categoria premium vrem. Deci, care vor fi maturate în butoie baric, iarăși altă tehnologie și cu, în ambalaje speciale, sticle frumoase, deci cu aspect și la prețuri mai ridicate, deci nu cu 10 lei și cu 15 lei, deci de la 35 până la 70 de lei va fi prețul. Dar acolo am observat data trecută la dumneavoastră unde se depozitează, aveți așa o pivniță mai mare. Da, pivnița acolo cât se păstrează, se maturizează? Da, în funcție de cât de nou sau vechi este butoiul, deci butoaiele noi se ține mai puțin, 6 luni, să zicem, anul 2 se poate ține până la 9 luni și anul 3 poate un an ținem sau ținem așa, mai ales că au fost probleme de vânzare anul acesta cu COVID-ul, am rămas pe stocuri cu vinurile. Deci nu s-a făcut nici export și restaurantele iarăși comenzi mai puține, plus nunți, botezuri. Deci, v-a afectat totuși. Ne-a afectat foarte mult, deci avem pe stoc încă vinurile roșii din 2015, 16, 17. Deci avem stocuri mari, care ar trebui cumva
să primim un ajutor ori din partea statului să ne pentru pomovare, că eu sunt un viticultor mic, deci eu nu pot să-mi permit să dau 10-20 de mii de euro pentru reclamă. Și aici ar fi sprijinul statului cumva să ne grupăm și să facă un pic de publicitate sau pentru cumva să câștigăm și piețele externe. Vorbiți de această grupare, adică să vă, nu știu, să creați o asociație? Avem asociație, dar suntem mici și timizi. Deci aici banul ar trebui mulți bani ca să faci reclame peste reclame. Dar asta însemnând, ar însemna că subvenția care vine de la stat pentru această, să zicem, cultură, e egal e mică. Și e cultura mare, deci tot în jur de 150 de euro pe hectare, de subvenția asta e tot așa ca și la grâu sau la orice cultură. Nu așteptați. Sau nici nu este, că la soia este mai mare, că acolo este subvenție cu plată. Și pe dumneavoastră, că am mai întrebat pe alți fermieri, nu neapărat viticultori, dar care se ocupă cu, mă rog, cu alte culturi, subvenția aceasta e așteptată sau o puneți deoparte? Asta foarte așteptată, că fără subvenție n-am putea exista. Mai ales zona noastră, cultura mare este cum este, deci nu avem calitatea terenului cum e în zona Carei sau zona Lunca Someșului, deci noi când facem 5.000 de chile producție ne bucurăm și rare o se poate face și la grâu, la porumb 6-7. Anul ăsta am avut un pic de noroc că a ieșit mai bine. Datorită că am avut ploi multe, multe și ca și în anii trecuți, în ultimii 10 ani aveam precipitații până la maximum 300 de litri pe an. Și anul ăsta deja suntem la 700, dar încă nu stă apa în șanț nici acum, numai pe drumul unde se cire. Întrebarea mea este, de ce această suprafață, așa cum e lasă pe un deal? Asta e foarte avantajos. Suprafața care le aveți. Pentru vie trebuie așa suprafață. Aici vedeți și acum umblă vântul. Briza de pădure de aici, de la noi, spre est, avem 2000 de hectare de păduri. Și pădurea totuși susține. Deci diferența de temperatură între șes și pădure tot timpul este unde au 3 grade și tot timpul se mișcă aerul. Și asta ajută mult și la sănătatea, deci nu trebuie atâta tratamente. Bine, pe lângă vița de vie pe care o administrați și foarte frumoasă, dumneavoastră mai lucrați și alte pământuri, alte terenuri, aveți și grâu, aveți și de toate. O să mergem și o să vedem, de fapt. Da, deci am 640 de hectare teren arabil care se lucră, în care am avut orzaică de bere, orz, grâu, în culturi de primăvară am avut floarea soarelui, soia și porumb. Ploile, și vreau să vă întreb, nu v-au afectat, pentru că mi-a spus la telefon că nu pot să intru, domnul Munteanu. Deci pe drumul nu se poate intra, dar pe teren o zi, două zile se zvântă că înghite ca și sugativa. Da. Bine, domnul Hetei, o să mergem și în jos, încolo, o să mergem și acolo unde se depozitează toată producția și o să mai vorbim și acolo, pentru că avem despre ce vorbi. Putem continua atunci drumul. Domnule Hete, m-am uitat la acești saci și m-am întrebat oare ce Dumnezeu ține domnul inginer atât de voluminos în acești saci? Saci de sămânță care au 500 de kilograme câte unul. Astea sunt certificate, sămânță certificată, deci am produs și sămânță atât orz, triticale și grâu. Deci sămânțe pentru toate culturile. Sămânțe pentru care e înmulțirea 1 sau înmulțirea 2.
că nu toată lumea pricepe să producă. Ce e asta, mulțarea 1, mulțarea 2? Deci, eu cumpăr sămânță bază. Așa. Care este de la stațiune de cercetori, vine, direct. Care e și scump. E scump, dar în același timp are și certificat, deci... Bine, fără certificat nu se poate, deci asta obligat și eu trebuie să dau cu certificat, inclusiv și pe sac, fiecare sac trebuie să fie cusut, cu buletin de etichetat și cu tot. Nu, am văzut că aveți multă, aveți îngrășământ, aveți semență. Lumea a așteptat, că nu a știut că seamănă, nu seamănă, deci acum încep să mai ducă. Deci, se va goli. Ați amintit și când veneam de acolo, de la vie, așa în mașină, că ați avut și orzoaică. Orzoaică văd că a plecat. Nu, totul s-a livrat, inclusiv s-a măturat tot. Deci mi-a rămas ceva, o parte din sămânță, plus am cumpărat sămânță nouă, care va fi sămânță la anul. Și chiar astăzi semănăm în teren care va fi sămânță. Orzoaica, ați încheiat contract, ați și transportat-o, adică au venit după ea. Au venit cu mașini, au dus cum a fost o mașină, deja era aici. Câte tone ați avut? Deci am predat peste 300 de tone. Nu-i puțin. Nu-i puțin, deci acolo am realizat peste 6.000 producție, care e ceva record în zona noastră, că nu a fost așa ceva de mult și nici nu amintesc. Greul am văzut că în alți ani era plin ambarul. În acest an văd că cam s-a epuizat. Și greul am lăsat pentru, ca și sămânță, vreo 200 de tone și am făcut aproape 800 sau peste 800 de tone și am dat, că prețul a fost un pic destul de ok față de alți ani. 80 de bani sau cât? Nu, 75 au fost primele cu gluten, care au fost peste 25 și după aia au venit ploile, a început să scadă calitatea și a început să scadă și prețul. 73 până la 70 de bani, da. Și aia e destul de bine, dar trebuia plătite datoriile, n-am avut ce face, am dat în datorii. Dar sămânța pe care o aveți dumneavoastră aici și o vedem și aveți îngrășămintele chimice, cât au costat așa ca investiție? Foarte mult. Foarte mult. Deci inputurile pentru cele 630 plus via, am ajuns la peste 1.000.000 de lei inputuri numai, îngrășăminte, erbicide, motorină, cheltuieli de salarii și alte și alte. Deci v-a costat ceva? Foarte mult. Foarte mult. Până la urmă, deci, până la urmă ajungeți când trageți din, vă recuperați banii? Anul acesta recuperăm și rămâne un pic ceva și ne ajută foarte mult ce primim de la APIA, deci subvențiile, care dacă n-ar fi, n-ai putea face o investiție nouă sau un utilaj să mai cumperi, că tot timpul trebuie să mai cumperi ceva, că dacă nu cumperi, rămâi în urmă și... Dumneavoastră, cum să zic, lucrați cam peste 600 și ceva de hectare, nu? Da. 600 și ceva de hectare, o subvenție bunicică la toate culturile. Bine este, dar asta cum vine așa și merge, deci nu... Nu stă pe loc. Dar totuși, vorbeam și acolo la vie, sus, subvenția este un supliment, un ajutor. Și se ajută foarte mult, că oricum 600 de hectare se adună. Dar cum îți cheu, au fost și anii trecuți că am rămas în deficit cu câteva sute de mii de lei, nu-i ușor, dar fost... trebuia date. Eu, dacă mi-amintesc, domnule Achete, au fost ani când APIA a întârziat cu subvenția și trebuia să vă împrumutați, nu numai dumneavoastră, și alții. Și anul ăsta m-am împrumutat, că da, am avut bani, deci m-am împrumutat pe garanția APIA și cu aia mai o scos cheltuielile ce urma din primăvară încoace, până când poți face bani, dar prima dată trebuie să dai datoriile,
Și restul mai dai arenda la oameni și... Da, apropo de oameni, că câți aveți în, să zic așa, în asociație? Pentru că e ca o asociație, dacă bine înțeleg. Nu e asociație, deci am luat terenurile în arendă. Arendă și asta dăm 800 de, kilo, de kilograme de cereale sau echivalente în lei. Echivalent sau... Da. Le dați acelor care doresc bani, le dați bani? Le dăm bani care nu scoate cereale. Au fost nemulțumiri. Bine, noi atâta putem, mai mult nu putem să dăm zona noastră. Da, deci tot în contract, domnul Hirte, în contract e scris, deci stipulat, negru pe alb. E pus 600-700, cred că acum 5 ani cam acolo era. De atunci tot am crescut. Tot am crescut. A, domnule Hirte, așa cum am spus acolo sus la vie, o să coborăm, o să ne deplasăm aici la depozit unde aveți următoarele proceduri, vorba de... Urmează prelucrarea deșorchinarea strugurilor, care vine cu remorcă tehnologică. De acolo, direct prin pompare, intră în căz, care o să vedeți și pe filmări. După care, în aceste căz, în funcție de temperatura aerului, acum fiind mai rece, poate necesită încă 10, 12, 13, 14 zile până când se face transformarea zahărului aproape complet din strugure. Câte zile se țin aici? Deci, 10 până la 14 zile, din care zilnic trebuie învârtit să nu primească, să nu se oxideze sau eventual să nu se treacă în altă fermentație, oțetire sau alte probleme. Aici se fac multe greșeli și după două săptămâni înseamnă că va fi presat și după presare intră în budane de fermentare unde mai are un zahăr de 5, 6, 7 grame zahăr pe litru până când se termină fierberea completă. În acele butane de fermentare spuneți că la ora actuală e vin, de fapt. Este că ieri deja am presat primele struguri care să culez, deci Pinot Noirul și Fetească Neagră și o parte din Cabernet Sauvignon. În căz am acum Merlot și acum urmează în căzile libere să umplem cu Syrah, soiul Syrah. Și ultima rămâne Cabernet Franc, care poate peste două săptămâni va fi cules numai. În aceste căzi mai puneți ceva? În căz, deci, cum intră strugurii, o zi lăsăm neatins, după care este inoculat cu drojdie selecționată fiecare soi. Deci este pentru care pentru Fetească Neagră, este care pentru Merlot și o enzimă care ajută la extragerea culorii. Deci în aceste zile, 10 sau 14 zile, trebuie să aibă culoare perfectă, deci culoare închisă. Că zona... de fapt, aici sunt toate procedurile. Aici se hotărăște culoarea vidului. Nu că adăugăm coloranți și alte minuni, nu. Aici este natural, natura știe ce să facă și scoate din cojă complet tot coloranții și va primi culoarea frumoasă. Așa, zile, cam cât deschiorchinați? 5 tone, 6 tone, în funcție de cât suntem la recoltare și funcție de soiul de strugure, că sunt cu ciorchine care sunt mai mari, e mai cu spor merge, sau Pinot Noirul care are ciorchine mici sau un Riesling, aia merge mai încet. În butoaie, cât îl țineți? Deci în butoaie rămâne acum, nu știu, anul ăsta ar trebui să izolez și aici, că rămâne la iarnă afară, că nu mai am spațiu. Și ar trebui să izolez, să nu fie măcar temperatură, să rămână temperatura constantă, cât de cât. Și dacă mai rece, nu-i problemă, dar să nu fie variațiuni de temperatură.
Deci la vinul ăsta e important să nu fie variațiuni de temperatură mare. Nu este periculos să îngheță sau cumva, nu știu. Nu, îngheață fiindcă conține alcool, deci nu-i problemă de înghețat, dar... Bine, dar și butoaiele văd că arată... Da, sunt de 5.000, de 4.000, de 6.000 de litri, acum musai să pună în astea, că celelalte spline încă. În total, cât aveți aici la ora actuală? Cât struguri, ciorchini? De 40.000 de litri de roșu este. Deci, ce mai recoltăm o să fie peste 55.000 de litri. Bun, de dar vin. Domnul Hitei, am înțeles că mai are și alte tipuri de vinuri și pe piață și la magazine. Deci fiecare soi, având 14 soiuri de struguri, în general se vinifică fiecare separat. Se prelucrează și vinul până când gata format și după aia poate mai cupajez că este unul care e aciditate prea mare și aromă mai puțină. Atunci cupajăm în funcție de cum credem noi că va fi mai bine. După părerea noastră, care dintre vinuri este cel mai solicitat? Vinurile demiseci se trec mai bine, dar încet, încet lumea trece și pe sec. Fiind vinul adevărat, e vinul sec. Și care e cel mai sănătos, bine, în cantități moderate și normale. Asta... Cel mai, spuneți că vinul adevărat e cel mai sec. Are alte calități? Nu, că acum e problema, vinul sec nu trebuie băgat sulfiți, nu trebuie sulfitat în cantitate, că dacă zicem că se admite până la 80 de miligrame sulf pe litru, asta e mult. Cine consumă un litru, un litru jumate, poate să aibă durere de cap. Asta de la sulf? Da, de la sulf. Și atunci, noi vinurile care intră în comercializare nu au mai mare decât 30, maximum 35 de miligrame sulf. Deci așa se îmbuteliază sau chiar și vinul vărsat. Bine, dar acest procent de sulf este acceptabil. Bine, este acceptat și organismul are nevoie de sulf, dar nu de prea mult sulf. De prea mult. Că atunci depășește altceva. Deci, în ideea asta. Deci să aibă un conservant minim. Și unde e la vinul seci, aia nu trebuie, că conservantul este aciditatea vinului. Deci aici se poate șporăli un pic cu conservanții. Și mai mult mai sănătos un vin sec. Că vinurile dulci, dacă nu pune sulfiți, repornesc. Deci cum primește un pic de temperatură sau ceva, dacă nu-i pasteurizat sau sterilizat drojdia din vin, aia repornește. Capacitatea anuală a noastră de producție a vinului, cam cât ajunge? Asta, anul trecut am avut 90.000 de litri de vin. Anul ăsta vom avea mai puțin, că la unele soiuri albe au fost producții mai mici. Și la roșu nici n-am dorit, că cu COVID-ul am știut că va fi probleme de vânzare și am mai limitat producția. Am mai tăiat jos de pe... Bine, acum furnizați producția pe care o aveți și nu numai în țară, am înțeles că... Bine, acum și partea s-a făcut și export spre China, care el... De anul trecut s-o împotmolit și acolo. Aia e o piață foarte bună, deci inclusiv preț, calitate... E o piață mai ieftină? Nu, nu. Pretențioși. Pretențioși la calitate. Calitate. Calitate, deci foarte pretențioși. Și plătește calitatea. No, haideți să așteptăm băieții să vină să vedem cum se... Desciorchinează. Și atunci o să vedem și noi. Plăchete, vedem acum o procedură mai specială. Desciorchinarea e una dintre cele mai esențiale. Deci am o remorcă tehnologică care are deja 40 de ani, remorca. Am cumpărat second hand din
Austria, care deșciorchinează, pompează în cadă, cum se vede în procesul tehnologic. Acum nu-i ceva modern 100%, că ar trebui să aibă rezervor pentru ulei și pompă separată pe remorcă care trebuie instalat și atunci merge perfect. Așa am nevoie de un tractor de o capacitate mai mare care, deci puterea hidraulică să aibă mai mare, o pompă hidraulică mai mare. Și cu aia merge atunci, nicio problemă. Cam în câte minute descerchionează acele 3 tone sau câte? Pe remorcă cam 3 tone de struguri, în 10 minute e deșorchinat. Asta dacă ar trebui făcut manual sau cu mașină mică, ar trebui o oră bună plus cost, plus oameni în plus și... Deci ne ușurează foarte mult munca. Cam câte remorci pe zi deșorchinați? Două, eventual trei. Depinde, nu se încarcă așa de mult pe remorcă, că mai înainte am avut un pic de probleme, că s-au tasat struguri și trebuie mișcat cu furcă până când pornește. Eu am văzut în căzele astea, deci aveți mai multe sorturi de struguri. Deci, cum am zis, deja s-a presat fetească neagră, o parte din Cabernet Sauvignon și Merlot e acum în fierbere. Deci aia mai trebuie 4-5 zile până când se termină și se va putea presa. Și în butoaile, alea de acolo care le-am văzut, tot pe selecție. Separat, fiecare soi se face separat și după aia vom vedea care va fi sorta. Deci lăsăm la maturare, ori la pivniță, în butoaie, sau depinde de comanda unde va merge sau ce categorie de vin va fi. Bine, de la pivniță, cum îl cărați sau... Compare, deci peste... Compare de aici până la pivniță. Da! Punem pe remorcă, vase și de acolo, prin pompare, scoatem, punem, deci asta e. Acum la pivniță, ce capacitate aveți? La pivniță am în prezent 30.000 de litri, care se îmbutoaie. Alea ajung în sticle când? Nu se știe. Încă nu se știe. Am văzut anul trecut când am fost... Că aveți acolo butoaie unde, cu scrisuri. Este 2017, 2018, deci încă, fiindcă nu s-a mișcat mult de pe loc vinul anul ăsta. Și pentru vinul roșu e o treabă bună că se mai maturizează și crește valoarea. Domnule Hetei, acum traversăm așa un teren unde ați semănat orzoaică și văd că arată destul de bine. Ce ați făcut? Deci aici s-a semănat acum 3 săptămâni înainte de ploi, după care au venit ploile și s-a oprit semănatul, bineînțeles, nu... Ce suprafață aveți? Deci aici am semănat 15 hectare, care randamentul unei semănători pe o zi. Asta a fost o zi de semănat, după care se va vedea și parcela ce s-a semănat după 10 zile, acum abia să începe să răsare. Deci aveți, așa zic, o speranță că de pe această suprafață o să luați bună recoltă, pentru că la cât văd arată bine. Că nu e târziu vreme, fiindcă... Orzoaica nu e pretențioasă. Ba, e sensibil, dacă nu intră bine în iarnă, nu intră întărit, atunci poate să înghețe. Dacă la minus 14-15 grade, asta a fost problema, că lumea o cam renunțat. Că iernile se mai întâmplă fără zăpadă, vine o... un ger de 16-17 grade, se duce și orzul și orzoaica. Domnule Hetei, iată-ne pe un alt câmp. Aici avem, din spusele noastre, semănați orz. Semănăm orz pentru sămânță. Acum pregătim producția anului viitor.
Și care va fi inclusiv pentru mine necesarul propriu și vânzare pentru alți. Ce suprafață aveți? Văd că e mărăcică. Va fi un 20 de hectare de orsămânță, soiul jup, și care odată anul trecut producție foarte bună. Deci eu merg, experimentez odată care merge bine la mine și din aia cumpăr. Și dăm și la vecini sau de la care vede cum arată cultura și cumpără de la mine. Da, da, mi-a spus că o cumpărați la cât kilogramul? Prețurile sunt că iau bază. Deci baza aia costă, genetica trebuie plătită, autorizația trebuie cu redevență, fără redevență, depinde de soi. Deci asta de aia așa de scumpă. Deci ajunge kilul de sămânță de la 6 până la 8, 9, 10 lei kilul, care la anul se va valorifica cu 1,50 până la 2 lei, înmulțirea 1, care încă mai merge și dacă ia un gospodar, anul următor mai poate să seamănă pentru el din, și înmulțirea 2 să folosi. Atunci, dacă o cumpărați sămânța de orz la, cum am spus, la 6-8 lei kilogramul, cum vă rambursați cheltuielile? Da, păi dacă pot vinde sămânța și inclusiv eu nu mai trebuie să dau 2,50 lei sau 60 de bani pe un kil de sămânță că mi-am produs eu. Dar până la urmă, că mi-ați spus acolo, mi-ați arătat în sace care sunt plin cu sămânță, vă scoateți, să zic așa, ieșiți la linie sau aveți un, aveți un profit? Profit și plus am eu sămânța mea care nu mai trebuie să dau bani. Ce introduceți aici? Pentru că văd tractorul s-a apropiat de noi. Ce introduceți? Deci este semănat orzul, cum am zis, soiul jup, cu tractor românesc. Mă refer la îngrășăminte. Îngrășăminte am folosit 200 de kilograme de Nutritop cu azot puțin, fiindcă anul trecut a fost cultura florii soarelui în ea, care un pic trage din nutrienți. Deci înseamnă că este dat mai mult sulf care nu se descompune, deci folosește inclusiv la primăvară. Și primăvara vom folosi nitrocalcar sau vom folosi uree în funcție, azotat de amoniu nu prea folosesc să nu primească acid solul, să nu acidifiem solul. Bine, de pe această suprafață cam cât credeți că o să recoltați? Pentru că totuși sunt 20 de hectare și dacă, cum mi-a spus, e cam la 6500. Conform tehnologiei, deci noi mergem la între 5.000 și 7.000, deci cam zona noastră atâta poate. Dar la 6.500 e un randament, un randament bun. Ideal și cu un pic de câștig, dar aici foarte mult depindem și de natură. Unde furnizați recolta? Pentru că orzul totuși are... Anul acesta, deci, orzoaica s-a dus la fabrica de bere pentru... la Buzău a dus. Orzul s-a vândut ca și furaj, ca pâine caldă anul acesta. Deci, n-am nimic pe stoc. Deci, totul s-a cumpărat și la preț destul de bun. Din culturile pe care le aveți dumneavoastră, aveți și grâu, aveți și porumb, orz, orzoaică, sus aveți vița de vie. Și când trageți linie... Și mi-ați mai spus că așteptați și subvenția. Cum vă calculați, de fapt, finitul așa? Finitul asta când s-a vândut tot, ai încasat banii, că și aici mai sunt probleme și cu încasarea banilor, și atunci, eventual, anul trecut a fost de groază, cu pierderi, anul acesta va fi cu câștig. Sperăm că recuperăm pierderile din anul trecut. Haideți să mergem și la soia, pentru că soia este o cultură foarte, foarte prețioasă pentru orice fermier. Soia, cum se prezintă în anul acesta, este cel mai rentabil cultură. Deși am avut producții și la orzile, dar la soia să faci un 3.000 de kilograme la un preț de 1,50-1,60. Aici
este un câștig destul de frumos. Să mergem. Da. Am ajuns și la soia pe care atât am lăudat-o, dar cred că am lăudat-o pe dreptate, nu? Pentru că soia, așa cum spuneam, este o cultură care, într-un fel, bănoasă și ajută fermierii. Da. Deci avem un câștig, mai ales anul acesta, deci discutăm în jur de 3.000 de kg de producție medie pe hectar, ceea ce înseamnă că destul de ok ca și venit. Și plus pe lângă aceasta se mai primește subvenția cu plată de la APIA, ce anul trecut a fost încă 200 de euro valoare. Dar anul trecut... 200 de euro pe hectar. Pe hectar, care e în plus față de subvenția normală. Da, da, e în plus și pe, față de alte culturi. Da, față de alte culturi, că e cultură oleaginoasă și cultură strategică, să nu știu din ce motive se... Plus vrea ca să lumea să nu abandoneze cultura, fiindcă aduce un aport de azot bacterian în sol, deci nu mineral, ceea ce înseamnă că un pic să nu folosim numai chimicale, îngrășăminte chimice, ci să folosim îngrășăminte biologice. Deci soia este o cultură care împrospătează, de fapt, premergătorul. Deci cultura, cum e în faza asta, aduce cel puțin un 200 de kilograme de azotat sau până la 300 de kilograme de azotat de amoniu. După deci nu trebuie dat îngrășământ. Se poate economisi un îngrășământ. Bun, dar după cultura respectivă pot să semăna și porumb și floarea soarelui și tot. Și pentru se poate semăna grâu care nu mai trebuie de fertilizat. Deci face economie de 300 de kilograme de îngrășăminte, ceea ce oricum e un ban. Un 500 de lei câștigi și acolo. Da, mulți dintre fermieri spun că soia e cam pretențioasă. De ce e pretențioasă? E pretenția, necesită să aibă apă. Deci dacă ai apă și tratamentele să nu pentru buruieni, să reușești cu tratamentele și partea cealaltă cu bol, anul trecut nu a fost nicio problemă. Sau cu dăunător. Deci, dar atunci când o semănați, oricum trebuie introdus ceva. Bine, acum se pune un fel de concentrat bacterian, de nitrogen, așa zis, comercial, care se face tratamentul seminței de soia, care e introdus în sol, el se multiplică, mai ales cu ploile astea, deci s-au făcut niște nodozități foarte mari și foarte multe. Dacă eventual tragem o rădăcină, se vede și acum pe rădăcină nodozitățile astea cu azot. Ce ați introdus dintre... Ați erbicidat-o, că văd că tot e frumușică. Deci, n-am avut probleme cu buruien. Un singur erbicid s-a folosit pentru frunză lată, în rest cu frunză îngustă pentru costreie, pentru muhor, nu a apărut. Bine, dar erbicidul care l-ați folosit, l-ați folosit pentru ca să nu împiedice, de fapt. Bine, asta erbicidul a fost pentru frunză lată. Frunză lată. Și nici nu mai trebuie să fac pentru frunză îngustă. De pe suprafața pe care o aveți, aveți 50 de hectare, nu? Da, 50 de hectare. Cât intenționați să... Deci 150 de tone, sper căpătați. Că cât? 150 de tone pot preda. Da, vedem un tractor la dumneavoastră. Vine remorca și acum urmează combina să golească și înseamnă că producția se adevărește. Am spus și la începutul emisiunii, aveți utilaje performante, aveți oameni care îți cu încredere, iată că se poate. Merge la golire. Am cutrerat, ca să spun așa, moșeia dumneavoastră, la figurat, pentru că munciți aceste 650 de hectare
cu multă dăruire și suntem la finalul emisiunii. Ce v-ați mai dorit dumneavoastră? Sănătate și să trecem de COVID-ul. Asta ar fi cel mai ideal. Sănătate și să trecem de COVID, dar ca perfecțiune. Încă ar fi multe. Încă ar fi multe, dar trebuie să ne bucurăm pentru fiecare zi. Da, eu țin să vă mulțumesc pentru că ne-ați oferit această aproape oră și atât că ne-ar mai trebui mai multe ore. S-ar putea discuta mult. Și... să aveți multă, multă sănătate și, bineînțeles, succes în toate. Și eu vă mulțumesc pentru prezență și doresc sănătate la toată lumea și un an mai bun. Acestea au fost, stimați telespectatori de la Familia Hetei. Nu uitați să ne urmăriți Puterea Exemplului și pe YouTube. La revedere!